Mica, în dreapta lui, privea prin parbriz, dar sigur că nu vedea nimic. Se gândea la ceva și părea frământată de gânduri. Alături, Bogdan conducea atent, fiindcă se lăsase o ceață care îl obliga să meargă cu viteză redusă. Te las acasă?" O întrebă el fără să o privească. Mica nu răspunse decât după vreo câteva minute, dar tot printr-o întrebare. Ce-ai spus?" Am întrebat unde să te las." Acasă?" Acasă." Mai ții minte unde stau?" Desigur, n-ai uitat? Nu. Apoi, după câteva clipe, a furisită ceață. Da, nu e deloc plăcut. Dar dumneata nu ai de ce să te temi. Mica, parcă acum trezită din somn, avea chef de vorbă. Să mă tem? De ce să mă tem? De ceață, când e ceață, se pot întâmpla accidente. Nu însă și dumitale, ești un om prudent, deosebit de prudent. Serios, și de unde știi? Și calm, Continuă ea ca și când n-ar fi auzit întrebarea. Ești foarte convinsă că sunt și prudent și calm? Desigur, spunem domnule, ți s-a întâmplat vreodată să-ți pierzi capul? Eu nu cred așa, că nu. Dacă ești atât de sigură, de ce mă întrebi? Chiar dacă aș afirma contrariu, tot nu mai crede. Totuși, dacă te-ai referit cumva la relațiile cu femeile, află că mi-am pierdut capul și nu odată. Asta mă interesează mai puțin. Nu există bărbat care măcar o singură dată în viață să nu-și piardă capul din cauza unei femei. E un destin al nostru, al bărbaților. Cam așa ceva. Va să zic că trebuie să înțeleg că așa, în general, nu-mi pierd capul. Da, în general nu-ți pierzi capul. Mă ui cum conduci, cum ți volanul în mână. Ai mult sânge rece. Ai prezență de spirit. Îmi închipui că aceste calități sunt rezultatul unor încercări dificile prin care ai trecut în viața dumitale de până acum. Da, de unde? Până la vârsta asta am avut o viață neinteresantă, banală, nespectaculoasă. Dacă am calitățile pe care le-ai amintit, nu le-am dobândit datorită unor întâmplări dramatice prin care aș fi trecut. Cei m-am născut pur și simplu cu ele. Serios? Interesant. Până mai din eram convinsă că ai trecut prin multe în viață. N-am fost măcar o singură dată grav bolnav, n-am suferit un accident și nici măcar n-am avut șansa să trăiesc o dramă adevărată cu o femeie. Să știi că ești un tip reconfortant. Oare ce urmărește? Se întrebă Bogdan. Nu cumva mă suspectează, în cazul acesta și pe Ducu, deși Vagne, liniștit, întrebă vădit, ironic, ca un tonic, aproape. Zău, că nu-mi dau seama din ce punct de vedere sunt reconfortant. Ești un exemplu vrednic de urmat. Te referi? La ce te referi? La calmul meu? La faptul că nu-mi pierd niciodată capul, așa cum ai afirmat? Mica vorbise fără să se uite la el și acum continua să privească drept înainte de parcă ar fi avut facultatea excepțională să vadă prin întuneric și prin ceață. Răspunsul ei veni de data aceasta cu oarecare întârziere. Da, la prudența ta, la calmul tău, la stăpânirea de sine. Sunt însușiri pe care nu le poate avea orice om. Și? Și are omul nevoie de ele. Da, dumneata, ai nevoie?" Crede-mă, dacă nu le-aș avea în meseria mea de fiecare zi, nu le-aș simți lipsa." În definitiv, cu ce te ocupi?" Sunt planificator la o întreprindere." Minții el." Nu le simți nevoia, fiindcă ele nu-ți lipsesc." Dar ele sunt de mare folos în viață, deși nu ești conștient de acest lucru." Dacă nu le-ai avea și dacă ai întâlni pe cineva cu însușirile pe care le ai," ți-ai dat seama că ele îți lipsesc și, fără să vrei, la ai invidia pe acela pe care le are." Frumoasă e schivă," își vorbi el." Dar, în definitiv, ce urmărește? Nu cumva încearcă în lipsa lui Ducu să mă prindă și pe mine în plasă? Dacă te-am înțeles bine, după părerea dumitale, oamenii care lucrează undeva au nevoie de calitățile enumerate mai adineauri. Ori, după te știu eu de la Dan, deocamdată nu lucrez nicăieri. Cu toate acestea, asta e părerea mea, că oamenii au mare nevoie de ele. Și eu îți afirm că nu-mi dă deloc prin la ce ți-ar folosi ele dumitale de pildă, doar dacă... Și se opri intenționat. Doar dacă ce? Întrebă ea prompt privindul pentru prima dată de când început sără discuția. Doar dacă le simți lipsa în raporturile dintre dumneata și Dan, bună oară poate regres că îți lipsește facultatea de a nu-ți pierde capul. Mica schiță un zâmbet care putea să însemne dispreț, dar tot așa de bine compătimire. În privința asta acum e prea târziu. Vrei să spui că ți-ai și pierdut capul? Trebuie să o recunosc, n-am încotro și să știi, regret. N-ar trebui. Doar e o bomboană de băiat. Nu el comunicativ, e cam prea interiorizat, dar e un om de caracter cu suflet de aur. În orice caz, n-ai de ce să regres, fiindcă, să știi, dumneata e asupra lui o mare influență. Și el asupra mea. Ți-am spus că mi-am pierdut capul. Îl iubești, deci? Mult. Partea proastă e că nu mă iubește el. Crede că te înșeli. În privința asta o femeie nu se înșală. El mă place. Poate că nu chiar așa de mult, fiindcă până acum nici nu mi-a cerut să mă culc cu el. Îi place să mă vadă, să danseze cu mine, să-i fiu parteneră de distracții. Am impresia că mă consideră un fel de camaradă, de prietenă. Și eu proasta îl iubesc. Prost mă mai consider dacă ți închipui cam să te cred. O apostrofă el în gând. Continuă tot ea. Mai curios este că la început nu mi-a plăcut. De fapt, nu că nu mi-a plăcut, nici nu se poate să nu placă unei femei. E un bărbat frumos, distins, părul cărunt îl face și mai interesant. Iar ochii, ei bine, ochii, tristețea lor, te tulbură și te atrag în același timp. Totuși nu e genul meu. Bine că nu e aici să te audă și mă rog, care e genul dumitale? Genul meu? De pildă mi place un bărbat cu firea dumitale. Rudent, calm, stăpân pe sine, care nu-și pierde capul, parodie el cuvintele ei. Da, da, nu urâde de mine. Un bărbat stăpân pe sine, care nu își pierde capul nicio împrejurare. Dar, în același timp, un bărbat vesel, comunicativ, optimist, pe scurt, un bărbat reconfortant. Și de ce spun toate astea? Fiindcă acum nu mai e nicio primejdie. Deși nu e genul meu, totuși sunt îndrăgostită de Dan. Serios, îndrăgostită. Adică îl iubesc. Asta nu mă împiedică însă să constat că voi, bărbații, sunteți tare proști. Îți amintești cum ne-am cunoscut? Desigur. Adică v-am cunoscut pe amândoi odată. Dacă voi, bărbații, nu ați fi proști și v-ați dat seama când vă place o femeie, ar fi trebuit să înțelegi că pe tine te preferam. Nu ți-ai dat seama sau nu mai plăcut, fiindcă te-ai grăbit să mi-l -mi cedezi imediat. Îți aduce aminte? Îți spun sincer că o clipă nu mi-a trecut prin minte că te interesam cât de cât. De când suntem noi doi prieteni, totdeauna, dar absolut totdeauna, femeile care mie mi-au plăcut l-au preferat pe el. Serios? Și din cauza asta nu-i porți pică? Nu prea, n-ai spus că sunt o fire optimistă. Sunt, într-adevăr. De fiecare dată când se întâmplă așa, mă consolez. Se ivește totdeauna o altă fată care să nu îmi displacă și care să-mi ajute să o uit pe cealaltă. Dar eu ți-am plăcut? Hai, spune drept. Ar putea să existe cineva care să nu te placă? Nu o cred. Și după ce ai constatat că îl prefer pe Dana, ai găsit fata care să te consoleze? Bogdan se eschivă să răspundă. Uite că am și ajuns acasă la dumneata. Da, am ajuns. Mă mulțumesc mult că m-ai condus. Bună seara, știi, aș vrea să-ți dau un fel de răspuns la ultima dumitale întrebare. Despre prietenie am niște idei demodate, cel puțin din punctul de vedere al unuia de vârsta mea sau chiar mai tânăr. De vreme ce ești prietena prietenului meu, chiar dacă aș dori altceva, nu poți să te consider decât prietena lui. Cu toate acestea, poate din când în când îți vei face timp să plimbi cu mașina pe prietena prietenului tău. Cu mare plăcere. Atunci, noapte bună și încă o dată mersi că m-ai condus. Noapte bună. Când ajunse acasă, început să se dezbrace chiar din vestibul. Era obosit și voia să se lungească în pat, nu ca să doarmă, ci să citească. În ultima săptămână dormise pe apucate, târziu de tot și nu își putuse îngădui plăcerea de a citi culcat la lumina veiozei, o carte care îi plăcea. Se dezbrăcă și se vâră în pat. Abia apucă să deschidă cartea și telefonul început să sune. Era colonelul Joldiș. Te-ai întors?" Ei, cum a fost despărțirea?" Mititica lui Radu a vărsat ceva lacrimi?" Deloc, în schimb a fost foarte emoționată." Asta n-am piedicat-o ca pe drum în mașină să-mi spună că de fapt eu sunt genul de bărbat pe care îi place." Și să-mi reproșeze că la timpul potrivit n-am băgat de seamă către cine se îndreaptă preferința ei." Probabil urmărește, stă de gata și pe dumneata în lipsa lui Radu. Și de ce am sunat? M-a anunțat Picioruș că s-a sinucis Cornelia Melinte. Cornelia Melinte s-a sinucis, repetă Bogdan mașinal. Da, s-a sinucis și de aceea te-am sunat. Fă un drum până acolo, îl găsești pe picioruș. Când termin, treci pe la mine. Mă găsești aici. În noaptea asta am să lucrez până târziu. A plecat o mașină după dumneata. Bună seara! Să trăiți! Când coborând în stradă, mașina tocmai opra în fața casei. Știu unde trebuie să mă duci? Știu. Atunci atunci dai bătaie. Pe strada Lăscăriș, la numărul 14, era un bloc mic format din parter și doar un singur etaj. În total, opt apartamente, dintre care două garsoniere minuscule, parcă din adins construite așa ca să adăpostească pitici și nu oameni de statură obișnuită. Una din aceste două garsoniere era locuința Corneliei Melinte. Așa cum se întâmplă în asemenea împrejurări, un grup de curioși, majoritatea vecine, se strânseseră în stradă și comentau evenimentul, neîndurându-se să dea ascultare îndemnului milițianului de a se împrăștia. Colocatarii, așteptând să li se pună întrebările de rigoare, stăteau cu ușile întredeschise ca să nu scape nimic din tot ceea ce se întâmpla pe scară sau spionau prin vasizdasuri. Bogdan urcă tot câte două treptele. Cu puțin înainte de a sosi el, venise medicul legis, căruia nu-i rămăsese altceva de făcut decât să constate decesul. Cornelia Melinte își pusese capăt zilelor într-un mod mai puțin obișnuit. Se vârâse în baie și ștea se venele de la mâini colamă. Dacă n-ai fi știut ce se întâmplase și dacă apa înroșită nu te-ar fi lămurit, ai fi putut crede că a dormit în timp ce se îmbăia. Capul și-l plecase pe umărul drept și poate datorită surâsului abia schițat din colțul gurii, trăsăturile feței păreau destinse. Parcă moartea, care venise lent, i-ar fi produs o mare satisfacție. Surâsul acela te făcea să crezi că se dăruise morții cu aceeași totală abandonare cu care s-ar fi dăruit bărbatului drag. Niciun fel de părere de rău nu-i se citea pe figură și nici teamă. Ăsta i a făcut mare plăcere să moară, remarca era a medicului. Doctorul Rațiu era un om ciudat în felul său. În îndelungata sa carieră văzuse atâtea cazuri, care mai de care mai neobișnuite, încât ajunsese să nu se mai mire de nimic. Când începea să examineze un cadavru, un colțul stâng al gurii apărea un fel de zâmbet care, neinițiaților, putea părea ironic. În realitate era un zâmbet de om blazat. Din cauza acestei blazări, sau poate din cauza firii sale, era un om cum nici că se putea mai tăcut, care va spuse săodată odată în glumă. Când doctorul Ratiu deschide gura și rostește un cuvânt, apare soarele. Bogdan îl poreclise doctorul Mucles și pretindea că învățase cuvântul Mucles de la nepotul său. Tocmai de aceea, observația lui uimi peste măsură pe cei care îl cunoșteau și se aflau în clipa aceea de față. Credeți?" întrebă sceptic ofițerul de miliție și adăugă imediat cu enfază. Niciunui om nu-i face plăcere să moară tovarășe doctor." Doctorul Rațiu se uită la el ironic pe deasupra ochelarilor, vrut să spună ceva, dar până la urmă se răzgândi. Milițianul era tânăr, plesnea de sănătate și pe deasupra numai de o săptămână se însurase cu o fată pe care o iubea foarte mult. Tovarșe locotenent, întrebă Bogdan, cine va sesiza pe dumneavoastră? Dumnezeu, ei! Și arătă pe aceea care telefonase la secția de miliție. Dumneavoastră? Da, eu, tovarșe. Vă rog să repetați ceea ce mi-ați declarat și mie, îi ceru ofițerul de miliție. Păi da, așa s-a întâmplat cum v-am povestit. Eram la bucătărie unde preparam ceva pentru cină. Făceam niște clătite și eram cu mâinile pline de făină. La un moment dat am constatat că nu am zahăr suficient. Ca să mă duc la alimentare ar fi însemnat să las totul baltă și pe deasupra să întârzi și cucina. cina. M-am gândit atunci să împrumut de la o vecină până mâine. Am preferat pe Cornelia Melinte. De ce? Se interesă Bogdan. Deși nu o cunoșteam nici mai mult, nici mai puțin decât pe celelalte, mi-era mai simpatică. Când am vrut să sun, am observat că ușa e între deschisă. Am sunat totuși. Nu mi-a răspuns nimeni. Atunci am intrat în casă. Aici, în cameră, nu era nimeni. Am văzut însă ușa de la baie între deschisă și... Tovarășe Melinte, am strigat-o, da, fiindcă nu mi-a răspuns, am împis ușa cu piciorul. Și atunci am văzut-o baie moartă. Femeia se opri o clipă ca să șteargă lacrimile, povestind, retrăind întâmplarea și emoția o împiedica să vorbească. Continuați, vă rog, îndemnă ofițerul de miliție. Pe urmă, pe urmă m-a cuprins frica. Am ieșit afară pe palier și am sunat la soneriile vecinilor pe rând, la familiile Ionescu, Dumitriu, Brănescu. Deschideți, s-a întâmplat o nenorocire cu tovarășa Melinte. Da, ca să nu era decât tovarășa Brănescu. Ea mi-a reamintit că trebuie anunțată miliția. Atunci am telefonat tovarășului sectorist. Și pe urmă ați venit dumneavoastră cu toții. Colocatarea e Caterina Prodantă cu spusese tot ceea ce avea de spus. În schimb, Bogdan mai avea de pus întrebări. Ce oră era când ați venit încoace? Vă mai amințiți? Desigur, chiar foarte precis. Știți, eu sunt o femeie puțin del distrată. Din cauza aceasta nu prea am spor la treabă. Cunoscându-mi meteahna, atunci când am câte ceva de făcut, pun ceasul în fața mea pe masă ca să știu permanent cum stau cu timpul. Îmi amintesc puțin înainte de a constata că n-am zahăr suficient, poate cu vreo cinci minute. M-am uitat la ceas. Arăta orele șapte și jumătate. Mi-am zis că trebuie să mă grăbesc, fiindcă la orele opt urma se întoarcă soțul meu. Știți, noi cinăm întotdeauna la aceeași oră. Bogdan își consultă ceasul brățară. Erau orele 8 și jumătate seara. Tovarășe Rațiu?" îl întrebă pe medic. După părerea dumitale, la ce oră credeți că a survenit decesul?" Exact sau aproape exact, am să știu după autopsie. Până atunci, dacă am în vedere unele particularități, cred că numai de vreme de o oră și jumătate, poate chiar două." Bogdan se adresă din nou Ecaterinei Prodan. În altă ordine de idei, ați putea să-mi spuneți dacă aici în bloc Cornelia Melinte avea vreo prietenă sau vreo cunoscută. Cu dumneavoastră de pildă, în ce relații se afla? În relații de colocat are tovarășe. Dacă ne întâlneam pe care ne salutam atâta tot. După știința mea, relațiile Corneliei Melinte cu celelalte femei din bloc au fost identice. Răposata era o ființă foarte simpatică, foarte la locul ei, dar tare retrasă. Dar da, s-ar putea ca eu să mă înșel. Ar fi bine să stați de vorbă și cu ele. Poate că vreuna a fost totuși prietenă cu răposata Cornelia. Dumneavoastră, ca vecină, aveți vreo părere în legătură cu sinuciderea Corneliei Melinte? Caterina Prodană ridică din numeri. Și o întrebare la care nu v-aș putea răspunde. Am cunoscut-o atât de puțin. Ba, aș putea spune că n-am cunoscut-o deloc. Dar dacă singurătatea e un motiv să-ți se facă lehamite de viață, atunci sigur că răposata a avut un motiv serios să termine cu viața. Trăia chiar atât de singură? Nu a vizita nimeni vreo prietenă, vreun prieten? După știința mea, nu. Trebuie că și-a iubit mult bărbatul de vreme ce nu s-a mai remăritat. Mulțumesc, tovarășe. De mine mai aveți nevoie? Întrebă ea pe ofițerul de miliție care întocmise procesul verbal. Deocamdată nu. După plecarea Ecaterinei, Prodan Bogdan îl întrebă. Până acum ați găsit ceva? Nimic, răspunse piciorul în locul acestuia. Ofițerul de miliție a întins o foaie de caiet cu pătrățele pe care Bogdan citi. Nimeni nu este vinovat de moartea mea, împun capăt zilelor din proprie inițiativă și fără a avea vreun alt motiv decât acela că m-am plictisit și am obosit să trăiesc. Cornelia Melinte. Că s-a sinucis din proprie inițiativă, își vorbi Bogdan, asta poate să fie adevărat. Da, e greu de crezut că a făcut-o numai fiindcă s-a plictisit și a obosit să trăiască. Ce părere aveți, și capitan?" întrebă ofițerul de miliție. E puțin cam prematur, nu crezi, ca să ne putem face o părere?" Capitolul 14 Ducu privi prin fereastra vagonului până când în mulțimea de pe peron nu-i mai putut deosebi pe cei doi, pe Bogdan și pe Mica. Până când Mica dispăru vederii sale, o văzut fluturând degetele mâinii în semn de rămas bun. Părea atât de sincer emoționată, atât de tristă din cauza despărțirii, încât ducul care la rândul său luase o mină de circumstanță, nu se putea abține să nu o invectiveze de departe, ca și când l-ar fi putut auzi. Dacă n a ști ce știu despre tine cu talent ăsta al tău de a juca teatru, ce mai mai duce de nas? Ca pe un prost și ca pe un papă lapte mai duce de nas. Și în timp ce îi adresa asemenea amabile cuvinte, flutura la rândul său degetele în semn de rămas bun și surâdea trist, aproape îndurerat. Pe urmă, când nu-i mai văzut, cu nofta de ușurare și-a prins o țigare. Pe culoarul vagonului de dormit, aproape la fiecare fereastră, erau călători care nu voiau să piardă prilejul de a asista la spectacolul atât de obișnuit și cu toate acestea de fiecare dată, parcă inedit, al plecării unui tren din gară. Un spectacol pitoresc inedit, specific plecării trenurilor din gara de nord. Cei mai mulți erau cetățeni români care plecau peste graniță cu diferite treburi. Ducu nu era la prima sa călătorie peste graniță. Mai pusese în Cecoslovacia, în Polonia, în Republica Democrată Germană, dar nu mai departe. La fel ca toți aceia care au prilejul să voiajeze, era și el convins că nu există o satisfacție mai mare decât aceea de a călători. Să vizitezi țări și orașe, să cunoști alte popoare cu obiceiurile lor, cu tradițiile și moravurile lor, cu monumentele și lăcașurile lor de cultură, este ceva atât de plăcut, atât de minunat. Călătorise puțin, dar de fiecare dată când se găsise într-o altă țară, constatase cu deosebită plăcere că îl bucura mai ales când descopera nu ceea ce deosebea, ci mai ales ceea ce era comun atât poporului din care făcea el parte, cât și aceluia din țara pe care o vizita. Cu alte cuvinte, descoperea în specificitate omenescul. Îi plăcea să se plimbe pe stră, să intre în magazine, în localurile publice, să frecventeze stadioanele, să observe oamenii comportamentul lor în diverse împrejurări, să stea de vorbă cu ei, fie în limba pe care o cunoștea, germana, sau că limba germană nu i folosea, interlocutorii săi necunoscând-o, izbutea să se înțeleagă de minune prin gesturi, mimică și desen. Reușea în felul acesta să-și facă o părere exactă despre țara și poporul respectiv, aproape tot atât de exactă ca și în cazul când s-ar fi documentat consult în cărți și publicații. Acum, în timp ce expresul gonea prin noaptea care biruise, străpungând întunericul compact, asemenea unui uriaș și ciudat sfredel, bucuria că începuse o nouă călătorie era întunecată de neprevăzutul ce l-aștepta. Unde? Nici el nu știa. Poate la capătul călătoriei, poate chiar în primul oraș în care se va opri, din cele patru comunicate mică înainte de plecare. Pe culoar, lumea începuse să se rărească. Unii se retrăseseră în cușete, dar cei mai mulți se duseseră la vagonul restaurant. Însoțitorul vagonului lor explica unui turist în germană ora când trenul avea să ajungă la graniță. Explica din amănunte inutile și duc înțelese că o făcea numai pentru plăcerea de a vorbi în limba lui maternă. Era o namilă de om cu părul roșu, un scurt ca o perie, cu niște ochi bovini și spălăciți. Avea o față rotundă, bu Călată și roșie, de parcă abia în clipa aceea ar fi și de la o baie cu aburi. Asta dacă făceai abstracție, te păr. Altfel, roșul aprins al părului și culoarea de rac fiert a feței te făceau să te gândești că omul acela, datorită cine știe cărei împrejurări, își vruse capul într-o căldare cu vopsea roșie. Lui Ducu îi făcea mare plăcere să studieze fizionomia oamenilor, comportamentul lor în diferite împrejurări. Evident, nu toți oamenii erau interesanți din acest punct de vedere. Adesea însă, îi se întâmpla să cunoască oameni pe care, observându-i, să-l fascineze pur și simplu. Nu era cazul cu însoțitorul de vagon, era totuși un tip interesant. Ascultând ce spune, Duc avea impresia că fiecare cuvânt pe care acesta îl rostea ieșa din gură uns. Uns ca să alunece, ca să se rostogolească la fel ca o bilă și să nu se oprească niciodată și nicăieri. Parcă undeva în el exista un depozit de cuvinte, un depozit inepuizabil și că era suficient să deschidă gura ca ele să înceapă a curge și a se rostogoli, minute în șir, ore în șir, fără ca aceasta să reprezinte vreun efort din partea lui. Însoțitorul vorbea și de fiecare dată când vreunul din călătorii din vagonul dat în grija sa trecea pe lângă el, în drum spre restaurant, îi zâmbea cu un zâmbet la fel ca și cuvintele uns. Și după fiecare zâmbe de acest fel, scotea Batista din buzunar și cu un gest scurt se ștergea în colțul stâng al gurii, exact acolo unde o clipă mai înainte se tivise zâmbetul, parcă spre a șterge locul devenit un din cauza zâmbetului uns. De câte ori ducea Batista la gură, după observa că și mâna era roșie datorită părului des și roșu, care o acopera până acolo unde începeau degetele. Și fiindcă însoțitorul cu zâmbetul uns, cu vorba unsuroasă și cu mâinile păroase și roșii, îi producea aproape o repulsie fizică, intră în cușetă încuindu-se pe dinăuntru. Se trânti pe pat cu mâinile sub cap și, sforțându-se să alunge toate gândurile, se dărui plăcerii de a asculta ritmul monoton al roților. Locomotiva, ca un căpcăun, înghițea depărtările și el se afla în tren. Călătorea. Și undeva, departe, erau țări și orașe despre care citise numai pe care și le închipuise numai și pe care avea să le vadă, și se trezi vorbind duștare. Bine e să călătorești, pur și simplu să călătorești fără să fii obsedat de gândul că undeva, într-un oraș pe care atâta dorești să-l cunoști, niște ticăloști așteaptă ca să te racoleze. Se afla în tren de mai bine de 24 de ore. Pentru a doua oară, soarele venise să se uite în cușeta lui prin jumătate de fereastră pe care storul nu o acoperea. Era un soare cam vlăguit și ursus din cauza unor zdrențe de nori murdari pe care un vânt rece și capricios le purta de colo-colo. Ducu căscă, se întinse și odihnit cum nu se mai simțise de mult timp să dădu din pat. Se bărbiri, se spălă și după ce se îmbrăcăie și pe culoar. Fiindcă soarele tocmai fusese acoperit de o flenderiță de nor, dimineața părea tulbure și mohorâtă. Era aproape frig. Dar elul rece și tare îl învioră, își aprins o țigară și început să fumeze puțin, cam în silă. Însoțitorul era acum altul. Acesta, cu un veritabil accent vienez, după ce îi ură bună dimineața, se interesă dacă s-a odihnit bine și îl întrebă dacă nu dorește o cafea. Acceptă oftând, fiindcă și aminti de admirabilele cafele pe care le pregătea mătușa Sabina și pe care nu avea să le mai bea până la întoarcerea lor acasă. Ușa cușetei din dreapta lui, care până atunci fusese doar crăpată, se deschise și pe culoare își făcu apariția un bărbat foarte înalt, foarte slab, foarte blond și foarte palid, îmbrăcat într-un halat de culoarea purpurei. Curând îl urma o femeie îmbrăcată și ea într-un halat de aceeași culoare. Era și ea înaltă, mult mai puțin înaltă decât el, decât bărbatul ei, în schimb tot atât de blondă și cu ochii atât de albaștri. În ciuda înălțimea chipului slab și palid ca de schimnic, bărbatul nu era urât. În schimb, femeia era foarte frumoasă. Și nevastă frumoasă are cocos ăsta, îi spuse ducul privind-o pe furiș. Cei doi vorbeau englezește. Necunosc în limba, habar nu avea ce-și spun. Dar lui Ducu, în general îi plăcea să asculte chiar atunci când se vorbea într-o limbă pe care nu o cunoștea. De fiecare dată avea sentimentul că dacă ar putea asculta așa ore întregi, până la urmă s-ar trezi că înțelege perfect limba. Limba în care se vorbește. Acum există un motiv în plus, asculte cu plăcere. Femeia avea o voce deosebit de plăcută. Privea pe fereastră, distrat, fuma și trăgea cu urechea, pur și simplu ca să o audă vorbind pe blonda cu halatul de culoarea purpurei. Are o voce foarte senzuală, își spuse. Și fu încă o împrejurare, una din multele, când era nevoit să constate neconcordanța ce exista între vocile oamenilor și aspectul lor fizic. Blonda avea o voce senzuală, de fapt o voce care trăda firea ei senzuală, dar ochii, chipul întreaga ei făptură, nu dezvăluiau deloc tocmai această caracteristică a feminității ei. Vocea soțului ei suna un pic dogită, un pic răgușită, fără a fi totuși neplăcută. Era, ea vorbea repede, el rar și cu o anumită grijă pentru pronunție, de parcă între cei doi nu ar fi avut loc un dialog banal și o lecție de dicțiune în care el era elevul, iar ea profesoara. Impresia mai era accentuată și de faptul că bărbatul, după fiecare frază rostită, făcea o grimasă de silă, de greață parcă, asemenea unui băiat după ce a luat o doctorie neplăcută. La un moment dat, cocostârcul se întoarce spre el și îl întrebă ceva în limba lui. Ducui răspunse, dar în germană, că nu cunoaște limba engleză. Dacă vorbiți limba germană, atunci ne putem înțelege în această limbă. Păru că se bucură englezul. V-am întrebat dacă aveți idee cam pe unde ne aflăm. Ha, bar n-am. Știu doar că spre prânz va trebui să trecem granița elvețiană. Da, l-am putea întreba pe însoțitor. Lăsați, nu e absolut nevoie. Am întrebat într-o doară. Eu nu sunt niciodată grăbit și mi-e indiferent unde mă găsesc. Esențialul e să nu stau locului. În timp ce englezul îi vorbea, la un moment dat soția acestuia se întoarse cu fața spre ei și scoțând din buzunarul halatului o brichetă și aprinse o țigară, mai înainte ca ducul să aibă timp să o aprindă pe -a sa ca să o servească. Îi mulțumind, soțin mulțumirea cu un surâs plin de amabilitate, după care, vărându-și bricheta în buzunar, se întoarse ca să privească din nou prin fereastră peisajul pustii de implacabilă cruzimea toamnei. Ducu avea sânge rece, o dovedise nu în puține împrejurări. Cu toate acestea, a avut nevoie de un efort de voință excepțional ca să nu se trădeze. Mai precis, ca să nu se trădeze că le pricepuse jocul. Și îl pricepuse, fiindcă în clipa când blonda și Angelica englezoaică și-a aprins bricheta, el și-a dat seama că minuscula și eleganta brichetă era de fapt un aparat fotografic. De când își începuse cariera ca lucrător al securității statului, Ducu avusese prilejul să vadă multe asemenea jucării, care mai de care mai ingenioase. Jucăria cu care îl fotografiase frumoasa blondă era idoma cu aceea pe care o găsise în bagajul unui agent arestat cu vreo câteva luni în urmă. De unde veniți?" îl întrebă englezul. Din România." Sunteți poate român?" Da, sunt român." Și în gând. O, faci tu pe șmecherul, mă rog, n decât." Să știți că român vorbiți foarte bine limba germană, nu mi-aș fi închipuit." Și dumneavoastră, ca engleză o vorbiți destul de bine." Eu întoarse el. Cu mine e altceva." Eu vorbesc în mod curent engleza, germana, franceza, spaniola, italiana și rusa. Și care-i limba dumneavoastră maternă? Se interesă ducul nu, fără intenția de a fi ironic. Acum, când descoperise cu cine are de-a face, lunganul îi devenise dintr-o dată antipatic, la fel și nevastă sa. Limba mea maternă? Limba mea maternă e suedeza. Și, paradoxal, tocmai pe aceasta aproape nu știu vorbi. De aceea nici n-am enumerat-o printre limbile pe care le cunosc. Ducu, prefăcându-se vădit interesat de cele ce auzea, întrebă cu voită naivitate. Foarte interesant. Și cred că cauze se datorește faptul că ați uitat limba dumneavoastră maternă? Adevărul e, domnule, nu că am uitat-o, ci că n-am vorbit-o în copilărie și nici mai târziu. Părinții mei au fost amândoi suedezi, dar eu, din motive de ordin familial, bineînțeles, am fost crescut de o de-a mea aflată în Noua Zeelandă, încă de la vârsta de trei ani. Din această cauză adevărata mea limbă maternă a devenit engleza. Am fost convins că sunteți englez. Multă lume crede la fel, va să zic că sunteți din România. Am auzit că aveți o țară interesantă, e adevărat? Am impresia că dumneavoastră călătoriți mult. De ce nu veniți să ne vizitați țara? La noi vin mulți turiști din țările apusene. De călătorit într-adevăr, călătoresc mult. Dar nu mă duc acolo unde vreau eu, ci unde sunt nevoi să mă duc. Înțeleg. Sunteți un om de afaceri și călătoriți numai în interes de afaceri. Sunt un om de afaceri, da, nu călătoresc pentru afacerile mele. Ele merg și încă bine, fără să fie nevoie ca eu să trec prin călătorii speciale. Probabil care să vă pară ciudat ceea ce am să vă spun. Dar, totuși, acesta e adevărul. Sunt un om, poate singurul pe fața pământului, care păstrează unele amintiri. E drept vagi din viețile anterioare pe care le-a trăit. Dar, probabil că acum mă socotiți nebun. Deloc! Mi se pare chiar foarte interesant ceea ce spuneți. Vă asigur că aștept cu multă nerăbdare să-mi dați unele explicații. Și în gând. Nebun nu te consider secătură. Da, nu înțeleg ce naiba urmărești îndrăgând mi asemenea brașoave. Complicei vlășganului veni din nou poftă să fumeze. Numai că de data asta ducul nu se mai repezi să-i ofere foc. O lăsă să folosească propria brichetă. Mai mult, ca să-i ușureze munca, întoarse capul către ea și surâse. Dacă vrei, stau la dispoziție și pentru o poză din profil." Îi vorbi el în gând. Bineînțeles că explicațiile sunt absolut necesare." Continuă individul care între timp se recomandase. Johan Olson, nume neoș suedez. Spuneți-mi, dumneavoastră nu vi s-a întâmplat niciodată să vizitați pentru prima dată un oraș și să vi se anumite lucruri familiare? De pildă o stradă, o anumită casă, un monument? Mărturisesc, domnule, că nu. Nici nu-i de mirare, Așa se întâmplă cu marea majoritatea a oamenilor. Credeam însă, adică speram că dumneavoastră sunteți o excepție. Sau poate că sunteți chiar, da, fără să vă dați seama. De pildă, e posibil că s-a întâmplat să vi se pară cunoscute unele lucruri, dar nu ați fost conștient de aceasta. Tocmai fiindcă știați precis că vă găsiți pentru prima dată în acele meleaguri. De altfel, la început, așa s-a întâmplat și cu mine. Trebuie să vă povestesc cum am descoperit că posed o asemenea rară însușire. De mulți ani, aș zice încă din anii adolescenței, foarte adesea mi se întâmplă să visez un vis. De fapt, un adevărat coșmar. Anume că într-o anumită împrejurare, împreună cu alți câțiva, am omorât un om, pe care l-am îngropat și apoi pe ascuns într-un anumit loc. Locul în vis îmi este foarte familiar. Într-un parc public, mai precis într-un scor în spatele unei statui care reprezintă un bărbat în togă romană. Coșmarul constă în aceea că în vis mi o frică grozavă ca nu cumva să descopere locul unde îngropase în cadavrul, fiindcă descoperirea lui ar duce implicit la arestarea făptașilor. Până aici, nimic neobișnuit. Probabil că și dumneavoastră vi s-a întâmplat să aveți coșmare și nu unul singur. Factorul neobișnuit și de necrezut aproape însă altul și aveți să-l aflați imediat. Acum șapte ani am făcut o călătorie în Italia. Pe atunci încă mai puteam călători, nu? Mai pentru plăcerea de a cunoaște lumea care e frumoasă, tocmai prin continuă alternanța frumosului cu hidosul. Vizitând Italia, am ajuns și la Brindisi. Într-o zi, plimbându-mă prin oraș, la un moment dat, mi-am dat seama că strada pe care mergeam îmi este cunoscută. Am început să mă întreb cu ce stradă din alt oraș pe care îl vizitasem cândva semăna. Mergând mai departe pe acea stradă, am văzut-o casă să din piatră veche, tare veche și mai ales această casă mi se părea cunoscută. M-am oprit ca să o privez mai bine. Da, mi era cunoscută. Cu cât o priveam mai mult, cu atât mi se părea mai familiară. Inima a început să-mi bată mai repede. Mă simțeam tare, tare mișcat. Nici eu nu îmi dădeam seama de ce. Un băieț și ieșit din casă și veni să mă întrebe pe cine caut. M-am rușinat și am plecat mai departe. Lunganul se întrerupse, fiindcă blonda lui complice început să-i vorbească. Conversația dintre ei dură cam un minut, pe urmă ea intră în cabină. Prima ușă pe care o lăsase se prin ușa pe care o lăsase întredeschisă, Ducu o auzi fredonând. Probabil că soția dumneavoastră o fi supărată pe mine. De altfel, Ducu era intrigat de faptul că lunganul nu-i o prezentase. De ce? Fiindcă din cauza mea ați lăsat-o singură, probabil se plictisește. Cine mala? Ea nu se plictisește niciodată. De altfel nu cunoaște limba germană și în niciun caz nu ar fi putut lua parte la conversația noastră. Voit sau nu, Lunganul ignora că așa zisa conversație se rezuma doar în a vorbi el tot timpul. În privința asta vă rog să nu vă faceți griji, dar spuneam ce? Spuneați că un copil a ieșit din casă să vă întrebe pe cine căutați și că dumneavoastră rușinat ați plecat mai departe. Exact, am plecat mai departe, dar n-am ajuns decât până la colțul străzii. Acolo am descoperit scoarul. Scoarul din vis, cu statuia care reprezenta nu știu care împărat roman, Scoarul cu platanii lui bătrâni, cu liniștea lui, cu soarele nemilos al sudului. Da, era Scoarul din vis, Scoarul pe care îl visa adesea încă din anii adolescenței. Dar era într-adevăr Scoarul din vis? Sau numai o asemănare bazată pe una din acele extraordinare coincidențe care se întâmplă nu de puține ori în viața unui om? Înțelegeți? Era o întrebare la care trebuia să capăt neapărat un răspuns. Și l-a scăpătat? Întrebă Ducu, deși nu credea o boabă din cele ce-i îndruga lunganul. Desigur că da. Răposatul meu a fost următor, raționamentul meu a fost următorul. Dacă scoarul este cel din vis, atunci trebuie că există îngropat în spatele statuii cadavrul omului pe care visul îmi spune că mai demult mult cândva eu l-am ucis, împreună cu complicii mei, fiindcă nu se poate să fie adevărat numai o parte din vis. Deci răspunsul la întrebarea pe care mi-o puneam, nu îl puteam căpăta decât nu mai dacă săpam în spatele statuii. Știți, probabil că dacă ești dispus să cheltuiești ceva bani, poți obține orice. A, așa s-a întâmplat așa cum șapte ani la Brindisi. Oferindu-mă să suport cheltuielile de refacere, am obținut aprobarea să sap în spatele statuii, unde prevedeam eu, existau unele antichități asupra cărora mă obligam să nu ridic niciun fel de pretenție. Am primit autorizația să efectuez săpături pe sufra... suprafață de 14 metri pătrați. Dar după ce am găsit lucrătorii, i-am pus să sape mai întâi o groapă care nu avea diametru mai mare de un metru. Am indicat locul cu atâta precizie, îl visasem doar de atâtea ori, încât la o adâncime nu mai mare de un metru și jumătate săpăturii au găsit cadavrul. Acum nu mai aveam niciun dubiu, scoarul era acela din vis, iar scheletul descoperit în groapă era omului care cândva l-omorâsem. Și întrucât acum șapte ani nu aveam decât 25 de ani, iar în Italia nu mai fusesem niciodată până atunci, nu îmi rămânea decât să trag concluzia că să vârșisem crima într-o altă viață. Și bineînțeles ați fost curios să stabilesc când ați mai trecut prin această vale a plângerii, cum o numește biserica, anticipă ducul care nu înceta să se întrebe care era explicația celei risipe de fantezie. Exact, M-am adresat unui expert cerându-i să precizeze vârsta scheletului. Părerea acestuia a fost că avea o vechime de cel puțin 200 de ani și că acela căruia i-a parținut se a fusese parte de o moarte năprasnică. Fusese omorât cu un topor care îi despicase asta. Da, domnul meu, în fața dumneavoastră se află un om care a mai trăit o viață acum 200 de ani și în care viața a ucis un om despicându-i țeasta cu toporul. Ultima frază o pronunță cu mâhnire, după care, oftând, început să caude prin buzunare pachetul de țigări. Ducul oferi pe al său. Poate vreți o țigară românească? Mă mulțumesc. Luă din pachetul snagovo o țigară, o la bricheta lui Ducu și început să fumeze, privind gânditor pe fereastră, ca și când uitase că doar se convorbirea. Și în viața aceasta pe care o trăiți acum, nu a simțit vreodată nevoia să mai comiteți vreo crimă? Sper că nu veți lua nume de rău că vă pun o asemenea întrebare. Început Ducu să lege firul discuției ca și când subiectul în sine l-ar fi interesat. Nu, din potrivă ca un fel de compensație, de când am descoperit că într-o altă viață am fost un ucigaș, preocuparea de a nu comite ceva ilegal a devenit o adevărată obsesie. Apoi cu Alton înviora dintr-o dată. Ei, da, nu v-am spus ce extraordinare consecințe a avut asupra mea descoperirea făcută. O primă consecință a fost aceea că m-am comis că sunt înzestrat de către natură, sau poate datorită unei regretabile erori acesteia, cu facultatea specială de a păstra aducerea minte din existențele anterioare. Vă rog să notați, am spus existențe și nu existență și nu întâmplător. Convingerea că am trăit mai multe existențe a însemnat cea de-a doua consecință. Veridicitatea dovedită a visului m-a făcut să devin mult mai atent la ceea ce în general mai înainte nu dădusem o atenție deosebită. De pildă să răsfoiesc un album și deodată să mi se pară că recunosc o stradă, un monument, sau să-mi treacă prin minte nu știu ce întâmplări la care sigur nu fusesem de față, să-mi apară chipul unor oameni pe care nu mi-aminteam să-i fi văzut cândva, sau în fine, să simt nevoia de a vizita un anumit oraș, un anumit colț de țară sau o anumită tavernă dintr-un anumit port, fără să am habar unde pe care meridian al pământului le-aș putea găsi. Ele însă erau pentru mine realități posibile și deveneau cu adevărat realități pe măsură ce cercetând descopeream că ele există. Și iată cum, din dorința de a nu lăsa neexploatată această extraordinară facultate, pe care eu o consider, vă repet, o eroare a naturii, de șapte ani nu fac altceva decât să călătoresc într-una cu unicul scop, acela de a descoperi dovezile existențelor mele anterioare. Și până acum v-ați descoperit multe existențe? Întrebă Ducu, afectând același interes. Până în prezent patru. Da, întrucât mereu descoper în mine reminiscențele trecutului. Probabil că am trăit mult mai multe vieți. În cele patru vieți anterioare am vețuit în India, la Madras, în Corsica, la Bastia, în Cusco, vechea capitală a Imperiului Incașilor, unde după toate probabilitățile am fost mare preot. Acum vreo 1450 de ani și în fine în Italia, la Brindisi, unde, după cum ați afla mai înainte, am ucis un om. Da, mi se pare că v-am plictisit destul. Din potrivă, a fost foarte palpitant în tot ceea ce mi-ați povestit. Protestă ducul. În acest caz sper că nu mă veți refuza dacă vă voi face propunerea să bem cât un păhărel de coniac. Va fi aceasta un prilej ca să vă prezint pe mala. Vă pot asigura că un coniac atât de bun ca al nostru nu veți avea prilejul să beți nicăieri pe unde veți călători, pentru simplul motiv cu asemenea calitate nu există în comerț. Știți, n-aș vrea să o stingerez pe doamna. Poate că s-o fi culcat din nou, protestă el de formă. Cine? Mala? E exclus. Ea nu doarme ca lumea nici noaptea necum în timpul zilei. Pe cuvânt de onoare aș pune rămășa că ne-a luat-o înainte și acum abia de una singură. Vă rog să veniți. Ducul urmă. Lunganul făcu prezentările. Ea e mala, dumnealui este domnul Bădilă, îi veni în ajutor ducul. Numele dumneavoastră e infernal de greu de pronunțat, domnule. Nu mai greu decât al dumneavoastră. Apoi că treia în franțuzește. Soțul dumneavoastră a insistat. Dacă prezența mea este inoportună, vina mea constă în aceea că nu am avut destulă tărie să rezist insistențelor dumisale. O, oh, dar faceți o mare confuzie, domnul meu. Îl întrerupse ea vorbindu într-o franțuzească impecabilă care contrasta izbitor cu franceza aproximativă pe care el o vorbea. Nu-i sunt soție, îi sunt metresă, nu-i așa, Johan? Ești teribilă, mala, toată lumea trebuie neapărat să afle care sunt raporturile dintre noi. Dar, dragă Johan, tu știi că mie nu-mi place ca oamenii să mă creadă mai onorabilă decât sunt în realitate. În ceea ce mă privește, po, o să te asigur că nu se va întâmpla așa, îi replică în gânducu. Draga mea, tu nu ești nici bună, nici rea, ești o femeie adevărată și o astfel de femeie este dincolo de bine și de rău. Ți-am mai spus o dată atâtea ori, dar scumpo, n-ai vrea să ne dai și nouă cât un păhăruț de coniac? Cum să nu? Așezați-vă cum puteți pe unde puteți. Lunganul se cocoță în patul de deasupra, Ducu se așeză pe patul blondei. Sper care să vă placă, domnule coniacul nostru. Ducu urmări cu multă atenție operația de umplere a celor trei păhăruțe din material plastic. Acesta e al dumneavoastră, domnule. I se adresă blonda, întinzându-i paharul. Ducu primi paharul, dar amabil îl întinse lunganului. Faptul că blonda turnase în toate cele trei păhăruțe din aceeași sticlă era o dovadă certă că invitația nu ascundea intenții necurate. În sticlă era coniac probabil curat, dar în păhăruț, înainte de a-l umple, a avusese posibilitatea și timpul să pună eventual ceva care să-l adoarmă. Știa că exista un narcotic sub formă de cristale foarte fine, aproape invizibile, care dizolvate într-un lichid alcoolizat provoca un somn profund de câteva ore. Desigur, interesul lui era nu să împiedice, ci să faciliteze intențiile lunganului și ale complicei lui. Totuși, nu voia să devină o victimă sigură chiar de la începutul călătoriei sale. Acesta fusese motivul că pasase Lunganului paharul pe care îl oferise mala. Olson, Lunganul, acceptă paharuțul fără niciun fel de obiecție, ceea ce însemna că temerea nu fusese întemeiată. Mai mult, se grăbi să ridice paharul pentru a-l închina. În sănătatea dumneavoastră, domnule! În sănătatea doamnei a dumneavoastră! pentru prietenie, domnule. Urămala privindu pe subgene și dând cuvintelor un înțeles nu prea greu de priceput.